Bun găsit, doamnelor și domnilor, o nouă emisiune Vorba lui Tașcă, ora 18, așa cum v-am obișnuit. O nouă săptămână, un nou weekend, vremea nu este cea mai prielnică pentru alte activități, așa că vă invităm să fiți alături de noi pe parcursul a 50 de minute în această seară, în analiza săptămânii, 5 zile, 5 subiecte. Invitatul meu, ca de obicei, vineri seara, profesorul Valentin Fulger. Bună seara, domnule profesor. Bună seara. Bună seara tuturor. Cum vă place mai mult, profesor sau sociolog? Nu pot să-mi spui și domnule Fulger și... Oricum, nu? Din punctul meu de vedere, nu cred că titlurile ne fac oameni. De acord cu dumneavoastră de început. Domnilor și domnilor, am început sau am pregătit pentru această seară un prim subiect, pentru că vine 1 iunie și am gândit acest prim subiect din perspectiva faptului că această pandemie n-a lăsat urme în ceea ce privește pe cei mai mici dintre noi, doar în ceea ce privește școala sau pregătirea școlară sau activitățile școlare. Din păcate am constatat sau au constatat specialiștii că mulți dintre copii au uitat să se joace, ceea ce din punctul meu de vedere este absolut trist. Pentru că dacă uiți unele cunoștințe de la școală, să zicem, în urma unei vacanțe de o lună, așa cum a fost înainte de sărbătorile pascale, e oarecum de înțeles și se mai poate recupera. Dar să uiți să te joci este destul de complicat. E adevărat, domnule profesor? Au uitat copiii să se joace după un an de stat mai mult în casă? Uite, eu nu aș fi de acord întru totul cu această idee și am să spun de ce. Nu mă refer la jocul afară. Da, la jocul afară. Un parc pe tobogan. Ființele umane sunt ființe ludice, adică jucăușe. Iar de-a lungul milenilor, cei care au inventat jocurile nu au fost adulții, au fost copiii. Și le-au făcut în condiții în care s-au dovedit a fi mult mai triste decât cele pe care le-am petrecut în ultimul an. Dar da, urmărind și eu ce a apărut în presă și observând relatările despre numărul mare de accidente care s-au produs în ultima săptămână la joacă, s-a dovedit că acești copii, odată cu noile măsuri de relaxare, văzându-se liberi în parc, au dat dovadă de o agresivitate mai mare decât în mod normal. Adică dorința asta de joc s-a cuplat cu lipsa contactului fizic pe care nu l-au mai avut de mult unii cu ceilalți. Și pare să că într-un anumit fel acest lucru... Au fost copii care au avut de suferit. Au avut copii, da, am înțeles că au fost peste 300 de cazuri la ortopedie, vreo 200 și ceva de cazuri la unitățile de primire urgențe, asta doar pe București. Adică din păcate nu există, cred că, o cercetare la nivel național. Nu, dar din ceea ce am văzut ca relatare, dacă a fost numai pe București într-o singură zi așa ceva, vă dați seama că a existat o supra-solicitare din acest punct de vedere comparativ cu media înregistrată înainte de pandemie. Dar vă aduceți aminte că săptămâna trecută sau acum două săptămâni deplângeam starea readucerii copiilor la școală în condițiile în care ei nu au fost pregătiți din punct de vedere psihologic nici înainte, nici după. Da. Și acum, dacă îmi permiteți, am să citez ceva. Este vorba despre rezultatele care au fost elaborate în urma unei cercetări sub egida UNICEF, pe baza unor chestionare completate de părinți, care ce au spus? Că în această perioadă cei mici, rezultatele sunt cei mici, s-au simțit într-un procent important izolați, nesiguri, pe ei sau chiar înfricoșați. De asemenea, copiii au suferit tulburări de somn, coșmaruri, apetit slab, agitație, neatenție și anxietate. Acum, nu spunem doar de copiii mici de 3 ani, de 4 ani, de 5 ani. Noi vorbim inclusiv de școlari. Sigur, da. Ei, gândiți-vă că acești copii... Și școlarii mici se mai duc în parc. Avem și aici o serie de imagini. Acești copii care, alături de părinții lor, suferă de ceea ce se numește sindrom post-traumatic, deci au acest buchet cu ghilimele de rigoare de manifestări care anxioase, da? Sunt trimiși la școală. Dintr-o dată. Este certificat faptul că la joacă s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Iar eu acum două săptămâni spuneam că depresia, care este foarte posibil să se instaleze în mii și mii de copii, se instalează treptat. Este foarte perfidă. Sigur. În momentul în care ei se vor simți presionați la școală, prin fel de fel de testări, prin fel de fel de rezultate care s-ar putea să nu fie... Și potrivit să înceapă imediat testările după ce au ajuns la școală. Exact. Simulări, evaluări. Deci, în acest context, trebuie înțeles articolul pe care eu l-am scris acum 3 săptămâni? Nu știu, că de atunci n-ați mai scris, așa că nu mai vreau să reiau acest subiect și chiar o să-i rog pe telespectatori să vă dea mesaje, dacă persibil, să vă dea subiecte de scris.
Că v-ați lăsat pe tânjeală, nu, Dan? Da. Bă, îmi cer scuze, uite, într-adevăr am promis că am să scriu, e o promisiune neonorată. Știi că în general... Deja începe să fiți politician, se scrie, așa se începe. Prima dată te angajezi că faci, după aia nu mai faci și devii politician. Revenim. Nu mă provoca. Că și eu pot să fac glume câte vrei. Dar să nu exersăm în asta seară glumele. Acum, revenind la, subiect. La subiectul nostru. Eu încă o dată arăt că sistemul românesc de școlarizare, de educație și de învățământ este unul care nu e centrat pe copil, ci este centrat pe cine? Pe profesor și pe 10% dintre copii. Și o să mă întrebați de ce. Închipuiți-vă curba lui Gauss. Într-un mod... Să-i spunem, nu neapărat la nivel de intuiție, dar din ceea ce am văzut că sunt ca rezultate în alte țări, cu ce mai este pe la noi, 10% sunt foarte slabi, 10% sunt foarte buni, iar media. Da, 80%. Se înscriu pe media, adică la științele exacte cel puțin au niște note care cuplează cu nota 7, 8, nu 9 și 10. 9 și 10 e 8 și 10. Aia pentru cei buni. Da. Bun. Ce se întâmplă? Toate programele noastre de învățământ sunt gândite pentru elită. Sunt gândite pentru cei 10% și din punctul de vedere al volumului și din punctul de vedere al complexității. Dar ce se întâmplă? Aplicăm această programă care este doar pentru cei 10%, da, pentru întreg 100%. Ca pentru întreg 100%. Și ceea ce e o prostie. E o prostie. De aici, da, când spuneți că sistemul este centrat pe profesori, vă referiți și la faptul că se fac materii. Păi profesorii fac programele analitice. Și, nu, ascultați-mă. Se fac materii și ore doar pentru a acoperi normele acelor profesori? Nu, eu mă refer că de exemplu cei care elaborează la nivel național, la nivel național. Programele analitice, manualele. Păi și ei sunt profesori, nu? Păi da, sunt profesori. Și ei fac, ei fac un învățământ centrat pe cine? Pe ei, cei care vor să facă performanță cu doar 10%. Ori nu poți să scoți performanță, domnule Tașcă. Când ai talent, uite, scrii fluierând. Da. Faci matematică fluierând. Nu ca mine care mă chinui să scriu un articol. M-ați înțeles de 3 săptămâni și nu pot. Dar să fim serioși. Deci când ai talent la matematică, la fizică, la chimie, faci ceea ce ăia la săracii, care se, 80% care se înscriu pe medie, care se chinuie. Îți trebuie meditații, îți trebuie muncă individuală acasă, sâmbătă și duminică, pe care, cum să spun, nu o petreci la joacă în parc sau la un film la cinematograf, ci stai tot să faci matematică și fizică și tot nu vei face ca ăia 10%. Absolut, de acord. Și eu cred că până la urmă la noi aici e marea bubă din punctul meu de vedere. Nu se diferențiază, dom'le, cei buni să meargă la liceele de elită, exact. Cei mai puțin buni la liceele... Încă o dată revin la ceea normal, ce eu am mai teoretizat. Am vorbit despre structura socială și am spus că această structură socială este plină, de sus și până jos, cu fel de fel de poziții. Dacă noi am completat această structură socială, mergând pe sintagma omul potrivit la locul potrivit, atunci în mod categoric ar trebui să facem un proces de orientare școlară și profesională, ceea ce nu se face. Și ce am face? Din ăștia 10% am extrage în fiecare, adică i-am găsit pe cei 10% în fiecare clasă. Și am duce la cele mai bune licee. Cu clasa a 5-a, 6-a, 7-a. În momentul în care copilul de gimnaziu mi-ajunge în clasa 8-a, eu ca diriginte, ca profesor, consider școlar, pot să dau un dosar părinților și să-i spun. Copilul dumneavoastră este bun care pentru științele exacte. Da. Este bun pentru științele socio-umane, nu știu ce. Și atunci părintele știe că trebuie să dea la liceu cu tare, cu tare, cu tare. Gândiți-vă câte destine am salvat, câte traume n-ar mai avea loc. La fel se întâmplă cu ei în perioada claselor 9-12, când în clasa a 12-a, înainte de bacalaureat, poți să-i spui părintelor, dar bineînțeles, nu înainte cu o săptămână, înainte cu luni de zile. Dar da, pentru asta trebuie să puneți să faci niște chestionare, păi cu, stați un pic, să dai niște teste. Să... Domnule, cine ce face? Ia, încă o dată spun că învățământul trebuie să fie centrat pe profesor, învățământul trebuie să fie centrat pe elevi. Eu nu spun că le iau apărarea doar celor 80% sau 90%, eu spun că le iau apărarea și celor 10%, pentru că dacă vreți să extragem pe cei mai buni, atunci trebuie să muncim. Și când îi extragem pe cei mai buni, atunci vom reuși să facem cu unii școală, cu aia la 80% și cu ceilalți vom face știință. Exact. Și mai vă spun o chestiune. Dacă pe aia 10% îi punem în clase în care toți elevii sunt de nivelul ăla, e cu totul altceva. E altă competiție. Dacă îl pui în clase normale în care 80% din colegi sunt medii și doar 2 sunt buni sau poate chiar 1, ăla se va pierde probabil cu timpul. Nimerești un profesor de matematică foarte bun, foarte exigent. Dar tu te înscrii pe medie, exact. Tu nu ești. Te frustrează până la urmă. Vrea performanță. La fel la fizică se întâmplă, la fel la chimie. Că dacă n-ai talent la matematică, nu l-ai nici la fizică, nici la chimie, să știți. Pentru că nu ești făcut pentru științe exacte. Pentru că... Și mai este un viciu fantastic. Individul uman, deci copiii, nu pot să vehiculeze concepte abstracte decât după vârsta de 13-14 ani. Ce înseamnă chestia asta?
că până la vârsta asta ei trebuie să lucreze cu concepte concrete. Mamă, tată, telefon, adică lucruri pe care le văd. Cu telefonul lucrează toți. Stați un pic, mici. Nu, telefon în sensul că știu ce înseamnă, îl văd, deci nu este un concept abstract. Dar mai e ceva. De ce credeți că învățământul în Finlanda, în Suedia, în Norvegia, în Franța, în Anglia este performant? Pentru că îi pun să vehiculeze aceste concepte abstracte și matematica e plină numai de concepte abstracte, fizica și chimia la fel, numai după ceea ce li s-a comit mintea. Pune-i pe ăștia, ai noștri săraci, să facă chestia asta înainte să aibă capacitatea să vehiculeze concepte abstracte, păi peste 3 sau 4 ani de zile, când matematica e de 3-5 ori mai complicată decât a fost în clasa 4-a, e clar că ei nu mai pot să mai priceapă pentru că au pierdut startul. Mă înțelegeți? De aia este un învățământ. Revenind la joacă, cum facem cu copiii care au uitat să se joace? Vă spun că am o mare încredere în ei. Sigur, vor redescoperi. Vor redescoperi, da, și sigur. Vor reveni. Deci gândiți. Dar eu acum mă gândeam că ce prostie imensă a fost să închizi locurile de joacă. Mi se pare ceva... Nici acum nu vine să cred că așa ceva s-a petrecut. Adică să nu poți să ieși din casă una, dar și atunci când puteai să ieși sau când s-a mai putut ieși, a fost tot felul de primari și de polițiști locali care au legat cu bandă locurile de joacă din București, de exemplu. Știu, da, așa s-a întâmplat și în Petroșani și peste tot, că asta a fost. Știu, dar se pare o prostie, că nu acolo era COVID-ul. Adu-ți aminte că aveam voie să ieșim, nu știu, o oră, două, dacă vreau să facem sport în jurul blocului. Adică nimeni da, n-a cu oprit, declarația în buzunar, da. Nimeni nu și-a oprit, n-au oprit părinții să-și ducă copiii să joace. Păi nu, da, era închis, nu era voie. Nu în parc atunci, se dea cu bicicleta. A, aia altceva. Cu trotineta, să se joace un pic cu mingea. Se putea face chestia asta dacă ai fi vrut, ca să nu ții izolat. Eu am făcut copii de chestia asta. Da, da. Deci sunt, ziceți că aveți încredere că se va neveni la normal. Eu am mare încredere. Și îți mai spun ceva, dacă s-ar modifica acest sistem de toată jena, noi am fi, pentru că, cum să spun, imaginație ca popor avem. Da, noi suntem un popor creativ, avem, da. Da, ar fi extraordinar de frumoase rezultatele. Din păcate, sunt oameni care sunt absolut închilozați, prăfuiți, învechiți, care conduc în continuare acest sistem și ne vor nenoroci pe toți. Ori nu au capacitatea să înțeleagă, ori nu vor. Nu, nu, să își apără pozițiile, să spunem așa. Sigur, de pe acum, la mulți ani tuturor copiilor, în curând va fi 1 iunie, așa că cele mai frumoase și bune gânduri pentru cei mai tineri dintre noi. Trecem la un alt subiect, domnilor și domnilor, și anume ceea ce nu s-a mai petrecut de mult, aș spune, din vremuri, de mult apuse, aș putea să zic așa. Aici, nu departe de noi, în... vecinul nostru, Belarus, să zicem așa, deși nu suntem chiar vecini, mai bine că nu suntem, asta ne-ar mai trebui, unde jurnaliștii sunt vânați. Sunt vânați la propriu, nu la figurat, adică sunt în stare niște, sau un stat, dacă puteți să spunem așa, un stat terorist, este în stare să forțeze un avion de pasageri să aterizeze unde n-avea treabă, de altfel, doar ca să pună mâna pe doi cetățeni, din care unul era jurnalist și cealaltă persoană, o domnișoară de sex feminin, care era prietena jurnalistului. Este vorba de cazul Roman Protasevici, cunoscut, discutat și răzdiscutat, ceea ce a avut și un corespondent în România, doamnelor și domnilor, cu tristețe o spun, și anume cazul Libertatea. Poate sunteți la curent, doi jurnaliști, cunoscuți de altfel în România pentru anchetele extraordinare pe care le-au făcut, au fost chemați, nu în judecată, așa cum mulți dintre noi am fost chemați, ci la DIICOT. Am citit astăzi un articol foarte interesant, scris de Alina Mungiu Pipidi, cu care m-am regăsit de multe ori în opinii, în care spunea că nu înțelege ce treabă are DIICOT-ul cu jurnalism. Așa cum nici eu nu înțeleg ce treabă au avioanele militare cu jurnaliștii. Cum e, domnule profesor? E greu să fii jurnalist. Înainte să intrăm în subiect, mi-ai povestit de domnișoare de sex feminin, ceea ce mă face să cred că există și domnișoare de sex masculin. Există tot felul în ziua de astăzi. Bun, am lămurit chestia asta, sunt liniștit. Doi, am crezut că te referi la Mugur Ciuvica, că el a fost extras de pe stradă în timpul regimului. Atunci cu Armagedon, da? Da. Așa. Vedeți, a fost... Păi da, nu s-a întors niciun avion. Nu s-a întors niciun avion, dar s-a întors Mugur Ciuvica, după aia și a devenit prietenul lui Adrian Năstase, fii atent. Acum, știți cum, oricum, venind la treaba serioasă, să știți că domnul Protasevici, îmi cer scuze, o duce greu în închisoarea din Minsk, unde am înțeles că îi se aplică un tratament extrem de dur, ceea ce nu cred că domnul Ciuvica a pătimit, adică... A, nu. Dar cum vi se pare și chestia asta cu cei doi... Fii atent.
Înainte de chestia asta, aș vrea să îți atrag atenția cu privire la ceva, că și tu mi-ai atras vine atenția cu privire la faptul că nu scriu. Te-am rugat de atâtea ori să scoți de pe frontispiciul jurnalului Văii Jiului sintagma lui Silviu Brucan. Nu pot, domnule, așa, că e foarte bună. De ce? Libertatea nu a fost niciodată visul analfabeții. Aș vrea să spun că Silviu Brucan a fost departe de a fi. Da, da, a zis treaba asta. El a avut 6 clase, deci reține. Mă rog, dar a fost ambasador în America, m-a învățat acolo. Bun, dar aș vrea să spun că Silviu Brucan, care ne vorbește despre libertatea presei, fii atent ce spune. Trebuie că după 90, nu? Da, dar fii atent cine a fost, că nu pot să-l iert și știu eu de ce. Uite ce zice el. Eram așa de convins de idealurile comuniste că dacă ai fi apărut cu obrăznicia de acum, atunci te împușcam imediat cu mâna mea. Adică... Știți că oamenii de parcursul vieții și Silviu Brucan a avut o viață lungă, se mai sucesc. Și acum aș vrea să mergem mai departe și să spun că dictatorilor, ai zis, nu le plac jurnaliștii. Oh, nu! De fapt, dictatorilor nu le place presa liberă. În condiția în care presa are mai multe roluri. Uite, unul este de informare, doi este de instruire și educație și trei este de divertisment. Dacă presa face informare cum vrea regimul, atunci presa este bună și jurnaliștii sunt iubiți. Dacă presa face instruire și educație cum vrea regimul, atunci presa și jurnaliștii sunt buni și sunt iubiți. Dacă presa face divertisment, tip Cântarea României, exact cum s-a mai întâmplat, atunci presa și... Tezaur folcloric mai era. Bun, dar aici nu se cânta regimul. Ideea este următoarea. Erau și melodii. În condițiile în care presa face aceste chestii pe care le-am spus cum vrea regimul, ea se transformă în ceea ce se numește propaganda. Da, nu mai este. Exact, nu mai este o presă liberă. Nu este presă. Și Hitler, dacă mi-aduc aminte bine, spune așa. Propaganda ne-a dus la putere, propaganda ne menține la putere și propaganda ne va ajuta să cucerim lumea. Adică cine? Presa și cu jurnaliștii. Ce se întâmplă? Bine, am mai avut și film. Da. Jobul s-a fost destul de creativ. O femeie s-a ocupat de toate chestiile astea în cazul lui Hitler. Dar defecțiunea apare în momentul în care se naște opoziția, cum ar veni. Care practică ceea ce se numește presa corectă, liberă, de opinie. Ăștia care au opinii sunt niște oameni deosebit de periculoși. Am să spun de ce. Pentru că... Aici ne băga și pe noi, mă gândesc. Adică, că și noi mai avem opinii din când mai ales de... tu. Mai ales eu, că după aceea v-ați mai lăsat. Mai ales tu. Nu mai am lăsat, mă odihnesc. Eu pot să fiu rău. Haideți să revenim la domnul Protasevici. Protasevici, nu pot să zic deloc. Da? Nu contează, tot acolo ajunge. Da. E clar despre cine e vorba. Presa, deci în cazul în care începe să emită opinii, ea nu face nimic altceva decât să realizeze ceea ce se numește efectul de cultivare. Adică aruncă în mintea ta, în mintea celui care ne privește, în mintea celui care e pe stradă, idei. Adică am semănat ce? Incertitudini. Toate dictaturile lucrează numai cu certitudini. De ce? Pentru că în momentul în care citești ziarul puterii și erau numai ziarele puterii și toate ziarele puterii, noi știam cu certitudine cine sunt dușmanii noștri, cine sunt prietenii noștri, cine ne dă hrană, cine ne dă curent, cine ne dă, cum să spun eu, sărbători, zile libere, etc. În momentul în care asistăm la apariția opoziției, a presei libere, ăștia își pierd, este, cum să spun, e o relație de dependență între dictator și între masă. Este o relație de tip viol, de abuzator. Sigur, da. Aici este o sintagmă foarte interesantă. Mă duce cu gândul la relația dintre stăpânul și sclavul lui Hegel, o știi? Nu, dar cred că o să nu o spuneți mai asta. Da. Hegel spune așa, nu poate să fie liber un stăpân decât în momentul în care își eliberează sclavul. De ce? Pentru că având în stăpânire un alt om, îți pierzi calitatea sau esența de, om liber, de, ființă umană, de ființă umană. În plus, sclavul poate să facă absolut orice. Sclavul spală pe stăpân, sclavul îi cară apa, îi sparge lemnele, îl protejează, luptă pentru el, etc. În lipsa sclavului, stăpânul își pierde esența. El nu mai este absolut nimic. Dar sclavul, odată eliberat, este mai mult decât stăpânul. Pentru că știe să facă lucruri. Da. Ce se întâmplă în momentul în care un dictator pierde această relație de abuzare pe care o are asupra maselor, asupra propriei națiuni. Uite-te în Coreea de Nord. Uite-te chiar și în Rusia, pentru că în Rusia orice ar fi nu este democrație. Orice ar fi, da, nici nu încape vorba. Deci iată câte lucruri, să spunem, interesante. Despre cazul Dicot, ce ziceți? Adică ce treabă are Dicotul cu articolele de presă? La Dicot, înțeleg, acolo se duc cei care au
rețele de crimă organizată, de lucruri de genul ăsta. Adică, poate că oamenii cunosc mai multe amănunte. Știți că doamna Pipidi, și nu e singura, acuză cumva tot sistemul, mecanismul de justiție, pentru că, și bun, dincolo că domnul, e vorba de primarul sectorului 4, doamnă, și, doamnă, sper că nu greșesc, domnul Băluță, care să face plângerea din cot. Bun, că face domnul Băluță plângere, nu e atât de grav, că până la urmă oricine poate să facă plângere oriunde, și la ONU poți să faci plângere dacă vrei. Dar că cei de la din cot îi și cheamă pe oamenii ăștia și le iau acolo audieri și le fac tot fel de lucruri, mi se pare extrem de ciudat și nu numai mie. Că... Uite, eu am buletinul în permanență la mine. Știi de ce? În caz că vă cheamă undeva să... cheamă vreunul pe undeva să nu... n-ai nici buletin. Fii atent. Da, mai au 100 de lei amendă. Uite, am buletinul la mine. Așa. Sunt cine sunt. Ideea nu, dar e complicat. Adică dacă ai o nemulțumire, te duci în instanță, nu te duci la DICOT. Știu, dar cum să spun, de aia sunt organe ale statului, pentru că pot să fie apelate. Și oricine poate să-ți facă și ție și, asta și spun. Noi altora. Nu e grav că domnul s-a plâns acolo, domnul primar. Problema este că oamenii ăștia au dat curs și au întocmit un dosar, nu din moment ce au deschis audierile. Aș vrea să spun altceva, care este la fel de, cum să spun eu, inexplicabil. O idee care aparține USR Plus este aceea ca toate străzile pe care se află ambasadele Belarus să poarte denumirea de... E o singură ambasadă, e la București. Păi nu, din Uniunea Europeană. Ah. Așa, să poarte denumirea lui Roman Protase. Da, și doamna Clotilde Armanda și a zis că pune în aplicare. Da, numai că a fost repede pusă la punct, în sensul că i s-a tras atenția, și aici o să-ți placă subiectul, că bate cu cel al cetățenilor de onoare, nu ai voie să dai numele unei străzi. Unui cetățean în viață. Da, decât după 3 ani de la... Fii atent, decât după 3 ani de la deces, adică să fii sigur că l-ai mordea bine. Să nu apară. Nu dacă a murit, asta să-i dai mâine. Dar încă o chestie foarte importantă și interesantă în acest context al presei. Știi ce rol are cafeaua? Cafeaua și ceaiul. Dar uite că... Să te trezească, nu știu, să te ții. Nu. Fii atent. Toate regimurile autoritare au urât cafeaua. Și am zis, domne, ce e asta? Și au căutat fel de boli închipuite pe care le-ar genera în corpul omenesc dacă este consumată. De ce? Pentru că, așa cum spunea și Yuval Harari, bârfa este cea care stă la baza contactelor sociale. Oamenii se strâng să savureze o cafea și în jurul cafelei, ce se întâmplă? Schimbă idei. Începând din Imperiul Otoman până în Anglia, a monarhiei constituționale, chiar și lui Napoleon i-a repugnat ideea de cafea, și lui Bismarck și toți. Și au vrut să interzică aceste cafenele, pentru că ele... Acolo se întâmplă e rău regimului. Acum înțelegi de ce pe timpul lui Ceaușescu nu se mai găsea cafea? Da. Și dăduseră jos perdele. Era de chezol. Nu consuma nimeni. Era un substitut, un surogat. Sigur, era... Dar cafeaua la bar, cafeaua la cafenea, cafeaua la cofetărie, cu perdelele trase, că le dăduseră jos și pe alea. De ce? Ca oamenii să nu mai poată să discute. Exact, să se vadă cine a fost la cafea în ziua aș. Da, și, dumne, dacă nu-i cafea, n-are rost să mă duc. Pentru ce să mă duc? Da, deci sunt convins că povestea va continua. Domnul Protasevici sper să fie eliberat într-un final și domnul Lukashenko, nu știu dacă pot să-i spun domn, tovarășul Lukashenko să liniștească puțin, deși cred că e deja destul de greu să se mai liniștească dacă ceva. Dacă stai acolo să te gândești, lumea încă este suficient de mult dominată de foarte mulți stâmpiți. Ia-l pe Lukashenko, ia-l pe Putin, domnul Putin. Domnul Putin, știi ce a declarat? Deși Rusia are 17 milioane de kilometri pătrați, am spus că el stăpânește peste 19 milioane. De ce? Pentru că a și spus. De fapt, toate teritoriile astea, fostele republici, sunt tot ale noastre. E, mai puțin cele care au intrat în NATO, Lituania... Nu, paria. Letonia. Nu mi-ai spus tu că ești de acord cu ideea după care Rusia se învecinează cu cine vrea ea. Ba da, dar eu am fost în Letonia și am trăit așa, mi s-a părut că e un aer democratic. Și ai paria foarte mult că NATO și Europa ar interveni dacă mâine Putin ar zice că vrea să... Eu cred că, adică îmi place să cred că așa ar fi, dar să sperăm că nu va fi cazul. Să nu confundăm visurile cu realitatea. Schimbăm, doamnelor și domnilor, subiectul și trecem la mult anunțatul Congres PNL, un partid despre care am tot vorbit aici la emisiune. Și vom vorbi și astăzi, deși încă nu s-a anunțat ca și candidat, ca să zic așa, să nu facă o cacofonie. Domnul Câțu este prezent peste tot, este într-o campanie extraordinară de imagine. Sigur, mai face și câte o gafă, și aici mă leg și de subiectul dinainte, în care ceartă jurnaliștii că încearcă să-i smulgă câte o declarație pe holurile Parlamentului, dar... Sigur, deja este anunțat de alții ca fiind un posibil candidat la șefia PNL, unul dintre susținătorii săi, domnul Emil Boc, și nu e singur.
Vă rog, începeți dumneavoastră că să vă citesc ceva foarte important, care sigur o să vă placă, de la o cunoștință veche, aș putea să zic. De-a noastră. De-a noastră. Nu știu dacă l-ați cunoscut personal, eu l-am văzut odată. Citește-te. Nu, nu, ziceți, da? Ziceți aici cu congresul. Uite, știu că dumneavoastră ține, nu țineți. Că nu, eu nu țin cu niciun. Nu ține, îl vreți pe Orban, în continuare. Pe Orban. Dar dacă te uiți cu ochii obiectivi la ce se întâmplă, raportul de forțe este disproporționat. Și am să spun de ce. În primul rând, Ludovic Orban este un om de partid. El a îmbătrânit în PNL. A îmbătrânit în rele, se mai zice. El a fost, domnule, am spus că a îmbătrânit în partid. A fost rând pe rând parlamentar PNL, a fost ministru PNL, a fost prim-ministru din partea PNL, a fost și este președinte al Camerei Deputaților, este președinte al PNL. Ce se întâmplă? Foarte mulți dintre cei pe care îi vezi la televizor, și că nu noi doi, înțelegi? Își datorează pozițiile lui Ludovic Orban, deputat, senator, președinte de consilii județene, consilieri locali, etc., etc. Știi ce înseamnă chestia asta? Fidelizare pe linie de partid înseamnă un fel de raport între senior și vasal. Câțu, în schimb, este defavorizat din multe puncte de vedere. Primul punct. Are o vechime infimă. El a venit în partid în 2016, de atunci este, 5 ani. Doar de atunci este membru PNL, când l-au făcut ăștia și senator. Și în 4 ani de zile, el ar vrea să reediteze ceea ce a făcut Iohannis, care, eu și acum fac o mică paranteză, cred că Iohannis, dacă are momente de luciditate din asta, adică de sinceritate cu el, când se duce, se spală pe față și se uită în oglindă, nu poate să priceapă ce s-a întâmplat cu el, adică să fii primar de la Forumul German în Sibiu. Da, multe mandate. Nu contează chestia asta. Să vină unii și să-ți propună să fii prim-ministru al României, să te aducă la București, să te facă după asta președinte al PNL și după asta să te facă președinte al României și toate chestia asta într-o perioadă, cum să spun eu, scurtă. Cât un an jumate, cât a fost. Cam așa, cam așa. Bine, de la propunerea de premier până la președinția dura mai mult. Dom'le, în 2 ani de zile, deci mai mult, mai mult, vreo trei ani, cam așa. Trei tot, ani. Oricum e, trei e performanță, e adevărat. Și cât o are impresia că îl are? Dar domnul Câțu, o secundă, o să rog pe colega noastră să schimbe puțin imaginile de pe ecran, că noi ne-am văzut, dar să vedem și ce am opinat pe această temă. Ia uitați ce frumos am zis. Glumesc. Bun, dar și e rău să visezi, e rău să-ți dorești, adică nu e rău să vrei. Și eu cred că și vă dau un argument și după aceea citesc din prietenul nostru vechi. Domnul Boc. Domnul Boc a reluat acum o idee care mi se pare foarte bună și care cred că ar trebui să pun în aplicare, și anume să se reducă numărul de județe. Păi, că e cam mult. Pe subiectul ăsta. Că e mult. N-am vorbit, dar vorbim acum. Deci eu te pot lăsa ca să te fac de râs după, sau te pot opri și o să-mi mulțumești după emisiune. Nu, de ce să... Eu nu cred că mă fac de râs cu nimic din ce spun, da? Fii atent, spune. Ce să mai... Numai că atât, am încheiat. Ai zis că vrei să citești. A, să citesc, să vreau, da, dintr-un cunoscut de al nostru, în sensul că a fost și președintele PNL Hunedoara la un moment dat, se numește Florin Roman. Și uitați ce spune domnul Roman. La momentul respectiv, se referă la 2017, când Ludovic Orban a devenit președintele PNL, Ludovic Orban era un candidat susținut de mai toată baza partidului. Însă aceasta va fi o problemă de data aceasta pentru Orban. Pentru că foarte mulți dintre aleșii locali, domnule profesor, care l-au susținut în 2017 în mod frenetic, se simt acum oarecum dezamăgiți de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. De cum s-a făcut împărțeala în guvern, de faptul că anumite ministere care sunt esențiale pentru funcționarea primăriilor nu au fost menținute de către PNL. S-a cedat foarte ușor în anumite zone și aici Ludovic Orban va avea o problemă. Eu aș spune că nici eu nu puteam să spun mai bine. El va avea o problemă că nu va câștiga, cum a câștigat zilele trecute, președintele Siriei cu 95,3%. Dar garantez pe ce vrei că va câștiga cu jumătate plus. Facem un rămășac. Nu mai dă mâna, că acum suntem la masă. Fii atent. Dacă eu pierd, 3 emisiuni la rând, eu am să spun ție mai domnule profesor. Deci, puteți să spuneți cum vreți, nu mă deranjează. Spuneați la început de emisiune că nu titlurile da, ne fac. Nu, da, te-am să spun în sensul că mi-ai dat lecții. Da. Înțelegi la ce mă refer. Eu speram că dați un par de vin, un ceva de astea. Dar... Dau și chestia asta că știi că nu vă rog, ce vrea să le citiți de acolo din foi? Domnul Câțu mai are un handicap. Nu-i care? Aparține, îl susține domnul Emil Boc. Eu n-aș spune chiar așa. Uite, eu lui Emil Boc i-am pus și o poreclă. Pustiitorul. Baronul de... Nu. Emil Boc, pustiitorul. De ce? Pentru că ăsta când a fost la guvernare,
a folosit tactica pământului pârjolit. Vă referiți la celebrele tăieri de salarii. Ce făceau ăștia? Ardeau culturile, otrăveau fântâine, se retrăgeau în munți. Bă, asta... Ce a făcut omul ăsta? A desființat sute de școli pe motiv că nu sunt eficiente. A desființat 68 de spitale pe motiv că nu sunt eficiente. A tăiat salariile la 5 milioane de români cu 25% și așa mai departe. Și acum... Dar să știți că domnul Boc se bucură în zilele noastre de o imagine foarte bună. La cine, domnule? La foarte multă lume. Domnul Tașcă, să nu confundăm Clujul cu România. Eu știu că există această... Nu confundăm, nu, nu, dar nu numai în Cluj. Pentru, e bine văzut pentru, și vorbit peste tot. Pentru domnul Boc, există mai Cluj și restul lumii. Ori, dânsul trebuie să înveți un lucru. Că dacă s-ar uita bine în Cluj, ar vedea că cei mai mulți, dacă ar face o statistică și ar fi corect, cei mai mulți dintre cei care vin să cumpere în Cluj sau să stea în chirie în Cluj, sunt cei din restul țării. Cei care vin la universitate, la Babeș-Bolyai în Cluj, la celelalte universități, vin din restul țării. Prin urmare, eu cred că țara pompează foarte mult în Cluj. Da? De aia, acum mai puțin decât cu pandemia. De, de asta sunt chiriile alea exorbitante în Cluj, pentru că vin ăștia alți care nu-s din Cluj. Nu, dar să știți, aici nu vă dau dreptate, pentru că domnul Boc e bine văzut în majoritatea teritoriului României. Eu nu-l văd bine, fii atent aici. Declarație din domnul Boc care îți place ție. Că din cele 3228 de UAT-uri, adică unități administrativ-teritoriale, cel puțin, zice el, 1000, cel puțin 1000, nu își asigură venituri proprii, cheltuieli de funcționare și de a asigura servicii minimale pentru viața cetățenilor. Salarii, luminate. Și nu e adevărat? Păi stai, lasă-mă să mă duc să-ți spun raționamentul și după aia mă cer. Auzi ce ne zice asta. Totul se bazează pe transferul de la bugetul central sau de la bugetul județean. În concluzie, această reformă administrativă trebuia făcută alaltieri. Alaltieri. Alaltieri, de parcă alaltieri, eu am fost prim-ministru sau tu, nu el. Păi de ce n-ai făcut-o, domnule Boc, alaltieri? Ai explicat și asta, să știți. Da, ai explicat și asta. Hai să mergem mai departe. Și ne zice el așa că este nevoie de curaj politic, unul, două guverne să cadă. Acum această fragmentare teritorială este o risipă uriașă și fără precedent. Fii atent ce ne zice asta. Și acum am făcut eu calcul. Hai că vreau să vă aduc la Hunedoara aici, că am niște lucruri importante. Foarte interesant. 44% din populația României trăiește în mediul rural. Asta înseamnă în jur de 8,3 milioane de persoane trăitoare în cele 2862 de comune, din care Boc vrea să desfințeze în jur de 1000, adică 35%. Acest 35% luate din 8,3 milioane rezultă în jur de 2,9-3 milioane de oameni care trebuie să plece din localitățile lor. Dacă tu îmi dai răspunsul, sau Mr. Boc pustiitorul, unde duci 3 milioane de oameni? Eu vă dau răspunsul pe loc și vă spun că ia 3 milioane numai este România, de mult. Domnul Tașcă, cred că n-ați priceput. Aici este vorba de oameni care există în aceste există unități. Există pe hârtie, domnule profesor, există pe hârtie. Păi dacă ar exista pe hârtie și n-ar avea populație, nu le-ar mai da. E, vedeți-vă de treabă, știu eu o comună, județul Hunedoara, care are 100 de locuitori. Bătrână. Nici 100 de locuitori. E bătrână, da. Da, și ce comună e aia cu 100 de locuitori? Ce consiliu local trebuie să existe la 100 de locuitori? Să știți un chestie. Haideți, trebuie să existe o politică rațională de distribuire și redistribuire a populației în teritoriu care se bazează... Comune cu 100 de locuitori și cu 20 de angajați la primărie? Știi ce ne propune Boc? Există în sociologie, în sociologia urbană, așa numitul indice de întâietate, care ne arată ceva. Cu cât marile orașe dețin mai mult din ponderea populației urbane, adică ele se concentrează în 3, 4, 5 orașe, cu atât țara este subdezvoltată din punct de vedere urban. Asta ne propune domnul Boc. Nu, dar aici cu județele eu cred că nu. Să existe 40 de județe într-o țară ca România? Ce să faci cu ele? Așa ca să existe funcții și feste funcții și funcții? Nu, mai să facem 7 regiuni. Nu neapărat 7, poate 14. Dar 40? Hai, vezi că nu e. Cum vi se pare faptul că organizația PNL de Hunedoara a anunțat încă la începutul anului, când încă nu se știa când va fi congresul, dacă va fi, dacă va candida cineva, dacă nu va candida? Ei au ieșit cu pieptul în față, cu doamna Vetuța, în primul rând, atunci doamna Lucica nu era pe firmament așa de tare, abia mai încoace a devenit. Așa și-au anunțat ei că ei sunt cu Orban până la moarte. Cum vi se pare? Scurt, că nu mai avem foarte mult timp și vreau să-l comentez și pe deci domnul Heiuș. Deci se înscrie exact în siajul ce... V-ați înțeles cu ăștia de la Hunedoara, de la PNL. Cu doamna Hărău, uitați-vă că tot am pomenit-o într-un articol. Că doamna Hărău dă tonul la PNL. Doamne, nu știu ce... Că doamna ce... Vetuța face figurație de multe. Nu știu, uite, am cunoscut-o pe doamna Vetuța Stănescu. Și v-ați întrebat-o dacă mai face mult figurație? Mie mi s-a părut o persoană deosebit de agreabilă.
o doamnă implicată, cu foarte mult bun simț, deci din așa are o aliură foarte adolescentină, tinerească. Sincer, din acest punct de vedere, mie mi-a generat o... Deci și doamna Vetuța, dacă e pe recepție, și dumneavoastră, vorbim după 25 septembrie, când o să... Doamnă, stați liniștită că Orban câștigă. Domnul Hăiuș a făcut o declarație foarte interesantă săptămâna aceasta, care a revoltat foarte multă lume, și anume că minerii din Valea Jiului, cei care vă uitați astăzi la emisiune, să știți că domnul Hăiuș v-a transmis, fost șef al PNL Hunedoara de altfel și secretar de stat astăzi, că luați banii de pomană, stimați mineri. Eu mi-aduc aminte de unul în săptămâna trecută la emisiune care făcea așa, 0 kW, 0... Zero, zero! Dar nu are legătură. Oamenii ăștia primesc banii de la AJFM nu pentru că nu se duc la muncă. Știu unde greșește domnul Hăiuș. Unde? Și domnul Oancea. La minte, unde se greșește. Nu, nu, eu cred că lor nu le-a zis nimeni că de fapt cehul e condus de ei, de liberali. De celebrul domnul Roșu, nu? Deci, cuvânt, cum i-a zis? Ducele de râpă. Deci eu cred că... N-au fost la curent cu treaba asta. Deci iau pe jumătate dreptate. Dar nu, dar nu este, nu este bani, nu bani dat degeaba, pentru că oamenii se duc la muncă. Acum că nu au ce să scoată din mine... Vina nu este a lor că minele nu sunt retehnologizate. Vina nu este a lor că nu s-a făcut restructurare, ci destructurare. Vina nu este a oamenilor care de bună credință se duc în fiecare dimineață, seara... Deci atunci când e serios PNL-ul, domnule profesor? Când zice că oamenii ăștia iau banii degeaba sau când dau banii? Că tot n-am înțeles, adică când sunt serioși băieții ăștia? De fapt, domnul Lucian Hăiuș se înscrie într-o cheie foarte interesantă, să nu-i spun șmecherească, în sensul că, vreau să spun așa, noi v-am dat banii și am făcut eforturi uriașe, dar voi... A zis-o chiar mai rău de aici. Doamne, eu spun exact... Dar voi ce ați făcut? Nu ne-ați votat. Am tradus eu. Dar uite-te că Tiberiu Iacob Riții s-a pronunțat total împotriva lui Lucian Hăiuș și a cerut acestuia să-și ceară scuze. Acum știți cum e? Primarul Petroșanului a mai cerut demisia prefectului și după aia s-a afișat cot la cot cu dânsul. Adică... Doamne, eu ți-am spus că aici este politică, nu este logică. De acord, dar știți cum e, multe lucruri nu funcționează așa. Nu este logică. Cei care se uită nu prea înțeleg. Să nu uităm că Tiberiu Iacob Riții este președinte, este, cum îi spune, primar în Valea Jiului, în capitala simbolică a Văii Jiului. Lucian Hăiuș și Florin Oancea sunt la Deva sau la Orăștie. Ai, domnul Hăiuș la București, vă anunț. Te anunț că este, a fost președinte al organizației. Da, dar astăzi este la București. Păi da, dar se ocupă de Orăștie. Mă înțelegi? Nu l-afectează chestia asta cu ce știu dacă se ocupă de ceva. În Valea Jiului, sincer. Dom'le, eu spun formal, oficial ce face. Ești președinte la Orăștie? Așa știam că era la Orăștie, dar nu știu până acum, probabil că a preluat altcineva organizația, nu știu de când este secretar de stat. Așa. Bun, haideți să închidem aici și mai discutăm despre congres, cu siguranță vom mai avea ocazia. Doamnelor și domnilor, am scris câteva articole foarte interesante despre cea care dă tonul în PNL Hunedoara, și anume Carmen Hărău, care în continuare cântă și băieții de la PNL, ce credeți că fac? Joacă! Rubrica consacrată deja a emisiunii noastre se numește Baron de Valea Jiului și aici avem o... N-am mai avem o persoană, să spunem așa, avem o companie. Și o companie nu privată, cum poate ar fi fost normal este și o componentă privată în această baroniadă. Este vorba de Apa Serv și acoliții săi, care îngroapă lunar milioane de euro. Și ce credeți că rezultă după această îngropăciune? Apa curge pe străzi. Zilele trecute, locuitorii municipiului Petroșani de pe strada Independenței au avut ocazia să facă o bine meritată baie, dacă pot să zic așa, pentru că, ce credeți, apa a ieșit din țevile Apa Serv, alea plătite cu sute de milioane de euro, și a curs pe străzi. Interesant, nu? La domnul profesor la bloc, nu știu dacă a curs, dar dacă nu, să sperăm că se va sparge o țeavă și acolo, că știu că sunteți un apărător al Apa Serv și așa că... Nu că sunt un apărător al Apa Serv, dar fiare, acum... Nu, dar cum e asta, pe bune? Deci vorbesc foarte serios. Deci cum să îngropi 100 de milioane de euro în pământ și să iasă apa pe stradă? Uite o idee. Uite, când discutai tu despre chestia asta, mi-am adus aminte de o poezie cu apa. Așa, și iară poezie, domnule. Facem o emisiune literară într-o zi. Deci, fii mi-am adus-o corect. Fiare, ea sună felul următor. De nopți întregi aud plouând, aud materia curgând, stau singur și mă poartă un gând spre locuințele la Custă. Bacovia. Da. Dar tu ești pe la 2-3 dimineața, te trezești. Și curge apa pe strada mea acolo. Știți cum e? Curge valuri, valuri, așa. Eu îți dau dreptate din foarte multe puncte de vedere, dar în același timp ți-am spus.
Dacă există, să-i spunem, ploi, există ploi diluviene din astea, care nu le... Dumneavoastră nu e ploaie, e din conductă. O fi din conductă, dar undeva în munte a plouat și le-a umflat la ăștia sistemul. Le-a umflat conductele din pământ. Păi presiune acolo, omule. Dom'le, ce să zic? Dom'le, este o bătaie de joc. Deci eu în continuare sunt... Uitați aici, că aici sunt imagini reale, nu sunt inventate. Oamenii ăștia își bat joc de... Nu de un oraș, de o zonă întreagă. A fost la Petrila, domnule profesor. Dragi telespectatori, a fost la Petrila. De la primărie în sus. Dom'le, este... Ce să spun? Dacă ar fi fost război, dacă ar fi fost în Belarus și s-ar fi tras cu Kalashnikov-ul, n-ar fi fost în halul în care e strada... Deci e săpat și pe o parte și pe alta. Există o fâșie de asfalt pe care trebuie să circule mașinile în două sensuri. Bă, tu ai zugrăvit vreodată? Am mai zugrăvit din când în când. Cum ți se pare când zugrăvești? Asta nu e bună simtă. Păi e deranj. Dar nu zugrăvesc cu sute de milioane de euro, domnule profesor. Păi... Dacă zugrăvești, aș zugrăvi cu sute de milioane de euro, știți cum ar fi? Ar fi... Ce să vă povestesc? Noi plecăm de la micro, trecem prin mezo, ne ducem spre macro. Aici ceea ce se întâmplă e la nivel mezo. Mezosocial, adică ei lucrează la nivel de localități. Este foarte clar că se produce deranj, Nicule. Nu te pot, dar nu vorbesc numai de deranj, dar cum, dacă n-am să-mi explicați mie logic. N-am pe nimeni, nu cunosc pe nimeni în apa Sevră, îți dau cuvântul meu de oare. Păi nu știu, eu mă bănuiesc că aveți prieteni acolo. Dar, nu serios, dar dacă eu îngrop sute de milioane de euro în pământ... Dar care țevli s-au spart? Alea vechi sau astea noi? Păi nu știu, a curge apa pe stradă, domnule, e normal să curge apa. Păi unde să mă uit, în pământ? Nu sunt canale, trebuia să te bași, să vezi cum e, că mi-ai promis data trecută că devii specialist în ape și văd că nu te ții de cuvânt. Eu sunt specialist deja, că deja oamenii ăștia ce fac ăștia este, cum să zic eu, de-a dreptul jignitor pentru orice inteligență. Cum să îngropi sute de milioane în pământ și apa să curgă pe stradă? Apa din rețea, nu apa pluvială. Nu apa de ploaie, că apa de ploaie curge până vrea ea, oricum că nu există nicio logică. Dar apa din conductă, deci tu să schimbi conducta cu sute de milioane de euro, da? Și apa din conductă să curgă pe stradă. Să curgă pe stradă. Trebuie să răspunzi. Ești sigur că este conducta schimbată? Care s-a dacă, nu, dacă nu este schimbată, este furată. Adică a fost trecută în acte ca fiind schimbată, dar de fapt nu s-a schimbat. Ceva s-a schimbat, că n-au să par gropile degeaba, dar problema este că undeva, știți cum e, nu s-a făcut treaba bine. Nu-și fi lipit bine și tot curge de apa, dar curgea că curge tot pe deasupra, nu curge prin pământ. Vedeți cum e? Paradoxal. Deci aștept cu nerăbdare să vină un control serios, să întrebe pe domnii de la PASERV și poate domnii de la OLAF, de la Bruxelles, poate să gândesc serios să facă o vizită și să caute țevile PASERV și cum au făcut domnii ăștia lucrările, că tare mie că se va lăsa cu sancțiuni grele. Ultimul punct pe ordinea de zi, doamnelor și domnilor, domnul Teodosie, care a devenit celebru, mai celebru, chiar cred că e mai celebru ca Patriarhul, deja cred că mult mai multă lume știe de Teodosie decât știe de Patriarhul Daniel, nu lasă garda jos și cu orice preț vrea să fie mitropolit, este visul, nu știu cum să-i spun, cariere, pot să-i spun cariere? Da, dar este, fii atent, din punctul lui de vedere este chiar justificat. Păi da, și nu numai că din punctul său de vedere, am văzut săptămâna aceasta o pleiadă de istorici, de oameni cu studii înalte, să zic așa, de fapt, care sunt de partea lui. Miza este aceea că, potrivit cutumelor Bisericii Ortodoxe Române, viitorul patriarh, în cazul în care actualul decedează, Doamne ferește, sau intră în imposibilitate, nu că se alege. Este numit cel care face parte din mitropolia cea mai veche. Și în cazul în care s-ar înființa mitropolia Tomisului, ea ar fi mult mai veche, pentru că ar data de la anii 300 decât mitropolia Moldovei. Deci aici este vorba că noi asistăm la o lovitură de, să-i spunem, patriarhie, dată într-un mod... Lovitură de patriarhie. Da, cât lovitură de stat, dar lovitură de pala, lovitură de patriarhie, dată pe acte. Deci să facem... Deci miza domnului Teodosie nu este mitropolia. Nu, miza este... Sau este doar o miză de etapă. Miza este patriarhia. Da, eu cred, nu dau seama, nu știu ce vârstă are domnul Teodosie, dar senzația mea este că domnul sau patriarhul Daniel este mai tânăr ca deci, domnul Teodosie. Bine, acum asta nu înseamnă nimic, da? Nu, absolut nimic nu înseamnă acest context. Vezi, trebuie să facem o diferență între prostie și nebunie. Teodosie nu e prost.
A, na, nu l-am bănuit. Mă înțelegi? Bă, nu. Deci și-a alcătuit o echipă, ai văzut, de istorici care îl flanchează și pe stânga și pe dreapta. Și care sunt... El a făcut o... Am remarcat o chestie discursivă foarte interesantă. El a lăsat tonul puțin... Și a băgat pe ceilalți. Puțin, da, și a scos ciracii la Dar luptă. Atent, vezi că suntem, acum suntem la faza pe plagiate. Că din spatele lui Teodosie s-au născut niște voci care au spus, de fapt, patriarhul este acuzat acum de plagiat, că și-ar fi însușit niște texte pe nedrept. Iar cei care l-au apărat pe Teodosie vorbesc despre cei care au redactat scrisoarea, inclusiv despre Bănescu, care este purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, și au spus niște proști. Adică și-au permis să abordeze Patriarhia de sus. Da, da, se consideră statul statul, deci, oamenii, practic, da? Nu mai au subordonare. Practic asistăm la o luptă pentru putere, fără niciun fel de menajamente, încât dacă... Bine, interesant e că dacă nu se permite o schimbare a patriarhului cât timp el este în viață, pentru că altfel lupta ar fi fost mai acerbă. Adică. Poate că dacă, Doamne ferește, înțelegi, suferă de un accident, da, și nu mai poate cerebral, fi... nu mai poate să-și exercite funcție, să țină slujbe, etc. Atunci, în mod categoric, s-ar putea face o derogare de genul acesta, pentru că România este țara derogărilor și știm cu toții. Da. Dar acest lucru... Și conexiunile politice între biserică și... Uite, lasă-mă să spun o Palatul Parlamentului chestie, sunt cunoscute. Mai avem timp. Mai avem. Ca să vezi ce înseamnă religia asta. Dar religia, în indiferent ce zonă geografică a lumii, într-o zi unul din lumea musulmană intră într-o moschee și se duce lângă imam, se așează pe covoraș și începe să se roage. Și imamul spune, mărite Allah, dă-mi sănătate, mărite Allah, dă înțelegere între oameni, mărite Allah. Ăsta când se uită la el începe să spună, mărite Allah, dă-mi 10 femei frumoase, mărite Allah, dă-mi 100 de cămile, mărite Allah, dă-mi palate pline cu aur. Și imamul când aude chestia asta, dați-l afal pe nebunul ăsta, că e blasfemie ce spune aici. Și ăsta zice, cum? Că fac exact ce faci tu, cum adică faci ce fac eu? Păi fiecare se roagă pentru ce nu are. Adică imamul, și acum transferă chestia asta, da, în lumea noastră creștină, preotul, arhiepiscopul, patriarhul, toți au și 100 de cămile și palatul plin de aur. Și noi suntem în poziția creștinului care ne uităm la unii care predică și ne spun, bă, tu să bei apă și el bea vin. Nu ți adună la tașcă comori pe pământ, că ele ruginesc, adună-le în cer și el se plimbă cu mașini de zeci de mii, sute de mii de euro. Ei, vedeți, aici este vorba despre puterea exemplului și încă o dată mă duc la ceea ce a spus Eminescu în Împărat și Proletar, religia, o frază de dânsii inventată, ce cu ei putere să vă aplece în jug, căci de-ar lipsi din inimi speranța de răsplată, ați mai purta o sânda cavita de la plug. Asta este o politică... Ce e interesant este și ce comentez eu și împreună cu dumneavoastră, este această bătălie, pentru că n-a mai fost în sânul bisericii, sau cel puțin nu s-a știut despre așa ceva. Adică să există această răzvrătire extraordinară care... Aici este vorba despre ceea ce spunea scrisoarea Patriarhului, și anume se atacă unitatea Bisericii Ortodoxe Române, care a mai spus că este autocefală. Să nu ne pomenim că mâine, poi mâine, asistăm la ideea că ăștia de la Tomis spun că ei o facțiune separată, că spuneai data trecută că îl pot exclude, nu se exclude, se excomunică. Mă rog, nu cunosc foarte bine termenii. Și decât să aud sau să mă duc să audiez, deci oameni de genul ăsta care îmi predică lucruri pe care eu îi suspectez că ei nu le respectă, mai bine mă uit la filme cu gangster. Da, și eu mă uit la filme cu gangster, dar interesant, mă gândeam acum că înseamnă că toate lucrurile, pentru că acțiunea lui Teodosie este veche de din 2002. Nu, dar zic, în ultimii ani, să zicem, că a fost mai vizibil. În ultimii 2 ani, să zic. Adică totul a fost concertat, totul e gândit, totul face parte dintr-un plan. Una e prostie, alta e nebunie. Asta nu e prost. Am înțeles. Cu concluzia asta încheiem. Deci nu e prost, și-a clădit întreg atacul în ani de zile. El a spus pentru prima oară... A avut un plan... Da, bine pus la punct. O diagramă Gantt aproape a făcut domnul Teodosie. Mulțumesc, domnule profesor, pentru discuția din această seară. Doamnelor și domnilor, și noastră vă mulțumesc. Sper că v-a plăcut ce am discutat astăzi aici. Am încercat să îmbinăm toate subiectele săptămânii în așa fel încât să vă faceți o imagine cât mai clară a ceea ce s-a petrecut. Ne revedem din nou vinerea viitoare la ora 18.